Avocații lui Igor Dodon fac tot ce pot pentru a întârzia examinarea oficială a secvenței video în dosarul numit generic Sacoșa, în care fostul președinte primește de la Plahotniuc o pungă neagră în care se presupune că ar fi bani. Ședința de judecată a fost întreruptă la solicitarea avocaților care au depus cereri de recuzare a procurorului Petru Iarmaliuc și de prezentarea probei în prezența unui specialist. Din start sunt suspiciuni referitor la veracitatea acestui video. Toate întrebările care au fost acordate și jumătate de anul, și o anul urmă, procurorii fug de aceste răspunsuri. Ați văzut astăzi, a spus, lasă-mi în tehnicieni. Prin aceste procedee avocățești se încearcă tergiversarea examinării probei, una dintre cele mai importante din dosar. Cu regret ne aflăm la un an de zile, pentru că în 6 octombrie 2022 a fost expediată cauza în judecată și la un an de zile observăm că apărarea cumva este orientată de a nu cerceta anume această probă. Dar până la urmă ne conformăm indicației președintelui completului de judecată și la următoarea ședință vom asigura un specialist. Avocații cer și recuzarea procurorului Iarmaliuc. Asta deși procurorul general interimar Ion Munteanu a semnat o dispoziție prin care l-a desemnat partea grupului de procurori care instrumentează dosarele pe numele lui Dodon. Este pentru prima dată când văd că în Curtea Supremă de Justiție acuzarea în numele statului, nu este reprezentată de Procuratura Generală, așa cum prevede legea, dar de un procuror din Procuratura Municipală. E un decretiv dispoziție și noi punem la îndoială legalitatea ei, dar la moment nu avem pârghii pentru a o contesta. Aceeași chestiune și situații de fapt, mai bine spus, a fost examinată în ședința pe cauza penală în care este inculpat Dodon Igor în judecătorie Chișinăția de Buican și referitor la aceleși argumente a fost respins cererea de recuzare. Adică nu am decât să continui să susțin acuzarea, indiferent de pozițiile inculpaților și avocatului. Următoarea ședință de judecată în dosarul Sacoșa va avea loc pe 9 noiembrie. Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii îl acuză pe fostul președinte că ar fi pretins de la Vlad Plahotniuc peste $1 milion pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova.